Sivan Ceban să laudă că o să rezolve problema subteranelor din Chișinău. Chiar a chemat presa aici la Botanica să arate ce dezastru. Și după asta ce a urmat? A urmat că a stâns lumina în subterane. Acum poți să-ți scoți ochii, poți să dai cu capul în chestia asta sau dacă vă amintiți în capul celălalt este un aparat de condiționat. Deci mare schimbare a făcut Ivan Ceban, încă nu a terminat deplasările peste hotare. Mânțămânsc și bada prost, iubit partid, pentru demagogie.